Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile din articolul 1.1 punctul 1 din legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, prin decizia adoptată de CC, este anulată și hotărârea Parlamentului din 17 martie 2020, prin care Elena Belei, Carolina Ciugurean, Mihailuță, Valentina Coptileț și în Crețu au fost numiți în funcție de membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii. Mai exact, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională modificarea operată de către Parlament la legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în legătură cu majorarea numărului membrilor CSM de la 12 la 15. Astfel, componența CSM-ului va reveni la formula anterioară, mai exact la 12 și nu 15, așa cum este acum iar patru membrii actuali ai CSM vor fi revocați din funcție.